bumți, 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 bumți. A, nu v-am văzut acolo. Sunt un oameni bun, bine m-am găsit la un episod. Astăzi vom juca Minecraft. Și am de gând să găsiți diamante în acest episod. A, da, și dacă vă întrebați pe ce lume suntem, e una nouă pe care am făcut-o acum câteva zile. Am creat-o, de fapt, că, na. Ok, hai să vă prezint ceva foarte tare. Mina lui Aris, pentru că de ce nu trebuie să avem o mină pentru a căuta diamante. Și de data asta i-am dat un nume. E, bine, vi l-am zis acum, deci, na, deja știți. Mina lui Aris, ok? Și am de gând să găsiți diamante. Am căutat inițial doar că n-am găsit. A, da, și am găsit multe chestii în astea. Ok, nu știu la ce folosesc chestiile astea. Am văzut că sunt un fel de... E un fel de iron mai stupid, așa, maro. Nu știu exact la ce folosește. Scrieți-mi în comentarii ca să știu și eu. Ok. Doamne, și eu îmi ziceam mai devreme că l-am săpat foarte mult. Săpat, doamne. N-am minat foarte mult. Da, bravo, mai eu vin la război fără muniții. Ia, uitați, băieți, mi-am luat un pickaxe care e aproape terminat. Mai are mult de trăit. Și se termină. Ok, nu știu. Mamă, cât iron am. Mamă, îmi fac aici 100 de... De dala, de furnace-uri. Ok, eu trebuie să mă duc să iau alt chest, pentru că ăsta deja s-a stricat. Sau hai să săpăm până când se strică. Că, na. Da, uite aici. Ok, hai, mai punem o torță și ne întoarcem să luăm un pickaxe nou. Și în caz de găsiți diamante, înainte să le găsiți, trebuie neapărat să dați să apăsați butonul de like, pentru că am văzut pe comunitate, pe comunitatea unui YouTuber, că a postat o întrebare. Care e jocul vostru favorit? Și majoritatea lumii a ales Minecraft. Așa că o să postez Minecraft, pentru că se pare că chiar dacă Minecraft-ul e foarte vechi, văd că vă place. Sau le plac la ceilalți. Mă rog, întâi trebuie să mergem să-mi iau pickaxe și apoi trebuie să găsim diamante. Ok, nu cred că o să găsesc diamante, dar măcar să găsim ceva, orice. Cum? Explicați-mi. Deci se termină cu panelele astea mereu. Deci, înainte să încep filmarea, aveam 5 par. Sau 6, nu mai știu. Și, uite, cu panelele se duc ca de flash. Ok. Hai că pun la gătit. Bine. Ok. Mulțumesc. Iar acum e timpul să mă culc. Ok, hai să luăm un pickaxe nou. Stai o secundă. Oh my god. Mai avem destul. Nu mai avem lemn. Băieți, nu mai avem lemn. Hai să mergem să luăm și noi niște lemn de la copaci. Pentru că de ce nu? Ok. Apropo, că tot am vorbit eu acum vreo 10 secunde despre comunitatea YouTuber-ului ăla care a postat anunțul, acela era american sau din Anglia, nu știu cum le zic, englez sau... Cred că așa le zice, mă rog. Ideea este că poate doar lor le place Minecraft-ul și la ceilalți, de exemplu, cei din România sau chinezii, nu. Dar eu... Pot să zic că am votat printre jocuri acolo Fortnite, pentru că ăsta a fost un joc care mi-a plăcut. Adică l-am din 2019, da, de 2 ani, nu de foarte mult timp, dar da, a rămas în inima mea. Deși update-ul ăsta a fost foarte nașpa, sunt dezamăgit de Fortnite. Fortnite-ul tot e frumos. Doar că Fortnite-ul ăsta s-a cam dus așa, a fost abandonat
dintr-o dată. Și au trecut, cred că 3 ani, nu 4 ani de la lansare, cred. Cred că da, 4 ani. Și nu, și au jucat oamenii doar 4 ani, adică anul ăsta mai deloc popular Fortnite. Și na, sunt trist pentru că ăsta a fost un, a fost jocul meu preferat. Dar nu înțeleg la update-ul ăsta. Deci dacă la următorul update, care sper să fie bun, da, mă rog, sper să postez youtuberii, că dacă nu, înseamnă că au abandonat Fortnite. Iar Minecraft-ul, care s-a lansat acum peste 10 ani, încă e popular. Ok, nici măcar nu știu când a fost lansat, parcă în 2009 sau 2008, nu mai știu exact. Ideea e că jocul ăsta e vechi. Eu cred că e un om care să nu fi terminat Minecraft-ul. În afară de mine, că eu nu prea am jucat Minecraft. Pentru că n-am avut ocazia. Ok, hai să ne facem sticuri, că de-aia am și venit. Sticuri? Ok. Ok. Deci, sticurile sunt pentru un pickaxe. Hai să ne facem un pickaxe. Da, am uitat, băieți, de-aia mi-am zis. De-aia am zis. Pentru că am uitat ce vreau să fac. Da, Aris, vrei să faci un pickaxe. De ce nu mai știi? Aris s-a îmbătrânit, a uitat. Bă, nu am îmbătrânit, de fapt. Nu, n-am îmbătrânit, că bătrâniști atunci când ai 60 de ani, să zicem. Peste 80, peste 70, pardon. Trebuie să ai peste 70 ca să fii bătrân. Iar eu n-am nici măcar 20. Am 10. Ok, hai să iau totuși. Hai să iau chestia asta. Speed. Da, am văzut la niște youtuberi că se mișcau puțin mai repede pe Minecraft. Cred că aveau viteza asta mereu, dar că ori au băgat ei niște cheat-uri ca să aibă viteza asta permanent, ori există o cale să să o ai, adică să o ai mereu. Nu știu exact care e calea, pentru că dacă știam, făceam asta evident ca să alerg puțin mai repede, sau e la fel ca la mine, doar că eu nu-mi dau seama. Eu aș opta totuși a treia variantă, că na, uneori cred că se mișcă la fel, doar că alteori cred că se mișcă mai repede. Ok, am găsit iron, 8. Mă, păi ce-mi fac armură full cu iron-ul ăsta, frate? Îmi fac full. O să fiu full de iron dacă mai dăm continuu. Vreau și o dată diamante, dude. Nu știu dacă o să găsesc diamante în jurul de astăzi. Dar vedem. Ok, văd că se întunecă. Cred că se întunecă, nu știu, e... atunci... înseamnă că trebuie să mă duc la sol. Sau lasă, o să minez în continuare, că eu nu mă lasă. Așa, una cu două. Ok, a intrat tata peste mine în cameră și de-aia n-am putut să filmez. Ok, am rămas blocat aici. Ajutor. Am materiale ca să ies. Ok. Bă, dar nu găsesc diamante. În halul ăsta o să găsesc și eu diamante. În modul ăsta, nu. În modul ăsta o să găsesc diamante la Paște. Mă bâlbui mereu când fac video. What? Ok. În primul rând sunt fericit că am găsit chestia asta. Hai să punem două torțe ca să știm că aici e ieșirea. Ok.
dat Iron, dude. Pe bune. Eu cred că am primit Iron pe lumea asta. De m-am săturat. Ok, hai să mergem pe aici, pe spot. Eu caut și nu găsesc diamante. Oh my god. Ceva, cred că deja nu mai am șanse. Imposibil. Am dat peste ceva interesant. Nu-mi spune că aici am găsit diamante. Te rog, te rog, te rog, te rog. Dude, eu am venit aici pentru nimic. Mă întorc. Sau hai la apă. Ne, sunt și alte episoade. O să mergem acolo în alt episod. Hai să-mi iau torțele lui N. N. Și ceva, o torță minus mai mare lucru. Ai de frate, am crezut că iama... Bă, m-a disperat Iron-ul ăsta, nu mai pot! Vreau să ajung acasă, să-mi las itemele și gata, dude. Gata, îmi iau bagajele și am plecat de aici, că nu mai pot. Mi-au dat Iron, te-am nebunit. De fapt, nu, o să rămân aici, nu mai plec. Ce? Cred că voi v-ați gândit că mă mut... Nu. Mă mut... Mă referam în Minecraft. Ok, pe aici era? Da, ok. Ok, revenim când ajung. Mamă, ce am crezut că e diamant aici. Jur. Am crezut că e diamant. Oh my god, dude. Ok. Revenim când ajung acasă. Ok, hai că am ieșit din mine. Mama, am dat din greșeală pe filmare. Ok, nu contează. Aia. Deja se face seara. Eu credeam că până acum deja e noapte. Sau a trecut o zi și acum s-a făcut iar noapte. Eu aș opta pe prima variantă, că abia acum s-a făcut noapte, că na, chiar dacă am stat mult acolo, nu cred că am stat de două nopți. La o noapte. Acum se face noaptea. De fapt, o zi, o noapte, o zi și după aia ajung. Dacă înțelegeți la ce mă refer. Ok, hai să mă culc. Ah, ce zi frumoasă, îmi las site-mele. Ok, vreau, deci știi ce vreau? Știți ce vreau? Vreau. Am de-asta, șine de tren. Ok, vreau să văd cât iron am. Cât iron o să am. De fapt, da, 19 o să-mi dea. Dar vreau să văd ce pot să fac cu el. Să-mi fac odată căscuța aia, dude. Ok. Până atunci eu zic să... Nu știu ce să fac. Ok. Ce faci, oițo? Și ce faci, văpuțo? Dior! Nu se... Bă, s-a ocupat de tot ăștia de la Minecraft. Ok, dude. Acum înțeleg de ce vă place jocul ăsta. O fi el pătrățos, dar... Uitați-vă și voi. A păscut oaia. Deci au arătat niște detalii foarte interesante. De fapt, toată lumea știe că oare paște și ar fi fost și normal să facă chestia asta. Să arate lumii chestia asta. Ok, hai să-mi fac căscuța. Bine, am câștigat. Sunt full iron, yes. Stai să-mi iau și sabia de iron. Că am și sabie, ce credeți? O să termin videoclipul full iron. Ok! Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, cel de subscribe sau cel de abonare, pentru că n-ați putea ca unii să-mi
viață, dar mă îndoiesc de asta. Și toate cele bune, pa, pa. Bă, ce Dumnezeu? Nu vine găina asta. Pa, pa! Pa, pa!